Franța, Elveția, penultimul meci al zilei de astăzi la campionatele mondiale de futnet de la Cluj-Napoca. Un meci între două echipe care se confruntă în mod tradițional. Țările respective au graniță comună. Geografic este ușor să organizeze turnee comune și să realizeze chiar stagii de pregătire împreună. Elvețienii sunt în partea stângă a ecranului. Ambele echipe au uniforme albe. Francezii au fost la primire și iată-i atacând acum. Un atac blocat însă excepțional. Elvețienii conduc 1-0. Ei abordează partida cu Aurelian Coli, care însă nu este în teren. Michael Limbert, cel care a servit, Patrice Sonaol și Dominic Dulan. Mai este și Gilles Grandjean, dar acesta este antrenor. De partea cealaltă, francezii i-au trimis în teren pe Kevin Descamps. Mă uit să văd cine mai este. Adrien Robin, purtătorul tricolului cu numărul 74, care face punct acum. Și Maxence Vernier. Din foarfecă, Adrien Robin egalează. 1-1. Vernier servește. O minge care trece pe la toți elvețienii, dar nici nu se poate numi atac, ceea ce a fost acolo mai degrabă o pasă. A fost prea lungă, peste linia de fund, 2-1. Vernier, serviciu puternic, preluarea este însă bună la cravată, destul de dificil de controlat acea minge. Și din primele schimburi îmi dau seama că francezii par a fi mai bine pregătiți. Robin obține blockout-ul acolo, 3-1. Rezultatul este 3-1, o tabelă indica 2-2. Se mai întâmplă și astfel de lucruri. Sunt două tabele oficiale în preajma terenului, una la mijloc în prelungirea fileului, cealaltă într-un colț. O vedeți în jumătatea elvețienilor din acest set. Minge plasată frumos acolo de către Descamp, cel pe care l-am văzut jucând și la dublu. 4-1. Francezii încearcă să se distanțeze încă din startul setului. Fileu atins. 4-2 este scorul. Așa este. Robin aici a făcut sprijinul prea aproape de fileu. După aceea, Robin se revanșează și din foarfecă aduce al cincilea punct al echipei sale. Combinație care a mers șnur pentru echipa franceză. Foarte bună și pasa primită, iar Vernier se pregătește să execute serviciul. Încă o dată pentru Robin, care este însă simțit acolo de către omologul său elvețian. Robin se depărtează de fileu pentru a ieși foarfeca. Limbert a ridicat însă prea aproape de lateral, prea aproape de panoul publicitar. Scorul devine 6-2. Minge trimisă cu forță. William Rimbaud a intrat în teren pentru francezi. El este cel care servește în momentul de față. 7-2 pentru Franța, time-out pe care îl solicită elvețienii.
Un fileu atins din nou pe piruetă de către Roban, 7-3. Blochează acolo elvețianul. Până la urmă, dacă nu variezi elementele de atac, așa cum spuneam și la alt meci, adversarii te contracarează. A fost și cazul lui Roban la faza anterioară, când Dominic Dulan a reușit să blocheze. 7-4, Limbert ninge trimis în teren, însă doar atât. Roban, iarăși cu foarfecă peste Dulan. Limbert trimite înalt, Roban la preluare. Rembo din nou pentru același Roban. S-au depărtat foarte mult fundașii echipei elvețiene de limita terenului, tocmai pentru că atacurile lui Roban sunt în forță. Descamp aici. A trimis o minge intermediară, Catărie, nici pasă, nici atac. Oricum pasă nu mai putea, pentru că ar fi fost a patra atingere a balonului în aceeași fază. Francezii au cerut time-out pentru că sunt în scădere. Servit cei din Țara Cantoanelor. Roban, încă o dată cu foarfeca. Apărate foarte bine colțurile, diagonalele lungi ale terenului. Dulan a trimis mingea în teren. Roban, pe sub blocajul lui Dulan. Limbert înalță această minge. Se lovesc atacurile franceze, cade un zid acolo. Să vedem însă cât va rezista această redută a elvețienilor, care nu atacă. În schimb, se apără exemplar. Nu au un trăgător de valoarea lui Adrian Roban. Dominic Dulan este însă un căpăcitor foarte bun. Al doilea exercițiu de această natură în set. El are curajul să se contrapună acolo unui atac în forță din foarfecă. Iată-l așteptând, a avut și avantajul că a văzut această fază în derularea ei. La foarfecă, practic, acesta este dezavantajul mare, nu mai vezi adversarul. Iată și aici, atenuată forța atacului foarte bine de către Dulan. Eclipsat în ultimele faze Adrian Roban de către Dominic Dulan. Limbert, calm, trimite mingea și intermediază această fază Dominic Dulan. Francezii nu mai fac puncte, se întâmplă acum, însă cu multă șansă. 8-6, a tras din nou fără să se uite pe direcția adversarului. Numai că mingea a fost trimisă prea puternic pentru ca Dominic Dulan să egaleze. Elveția ar fi venit la cel de-al 7-lea punct. Așa este însă 8-6 în favoarea francezilor. A, este fileu acolo. Aici păcătuiesc elvețienii. Greșeli ușoare, greșeli care par elementare. Însă, tocmai acea apărare disperată a uzat jucătorii din formația elvețiană. Ei au trebuit să preia și să paseze impecabil acolo, lucru care te obosește, desigur. 9-7 scorul în acest moment, o greșeală la serviciu. Limbert servește pentru elvețieni. Roban nu mai trage din foarfecă, a trimis pe lângă Dulan, pe lângă omul venit la capac. Și dacă sunt lăsați să joace, elvețienii greșesc ei singuri. Am mai văzut acest lucru și în partida
cu Coreea de Sud, în care elvețienii, poate surprinzător, la dublu au luat un set, însă tot așa pe multe greșeli comise de asiatici. Robin reușește să trimită mingea. Aleargă bine acolo Rimbaud. Și foarfeca lui Robin, care însă nu închide setul. Limbert ridică prea lung, posibilitate de atac pentru set. Robin în duel cu Dulan. Mingea este de partea franceză a fileului. 10-8. 10-8. 10-8 for France. Încă rezistă naționala helvetă. Limbert se apleacă bine pentru a respinge cu capul până la Dulan, care greșește fără să aibă om care să-l marcheze lângă fileu. 11-8 pentru francezi. Urmează setul al doilea. Revenit, s-a început deja setul al doilea al partidei dintre Franța și Elveția la triplu la campionatele mondiale de futnet, care se desfășoară la Cluj-Napoca. Elvețienii deschid scorul în această manșă, ei trebuie să recupereze setul pierdut cu 11-8, ceva mai devreme. Limbert a servit. Francezii încearcă același stil extrem de spectaculos. Este o greșeală acolo, s-au invitat jucătorii celor două, jucătorii din naționala Elveției. Egalitate la 1. Francezii se bazează pe Julien Mercier ca trăgător în acest set cu numărul 2. Deoarece echipamentul este asemănător, mai fac o dată precizările referitoare la identitatea celor două echipe. Francezii sunt în stânga ecranului, în stânga fileului, în timp ce elvețienii sunt în dreapta, evident. Minge ridicată pentru Mercier, incomod, i-a venit perpendicular pe corp acestuia. Atacul nu se face niciodată atunci când ești perfect plasat cu fața spre terenul advers. Trebuie să fii semi-întors pentru a putea fie să faci piruetă, fie să schimbi direcția atacului din picior, din gleznă. 2-1 conduce naționala franceză. Descamp la serviciu pentru francezi.
a fost Rembo. Greșeală de preluare, elvețienii, cum spuneau, au lipsă de efectiv. Se bazează pe aceiași jucători pe care i-am văzut și la dublu, obosiți după acea dispută cu Coreea de Sud. 3-1 în momentul de față, conduce naționala franceză. Rembo la serviciu, bine plasată mingea spre colț. Preluarea este greșită și punct ușor făcut de către Julien Mercier, 4-1. Tenisul cu piciorul este foarte dezvoltat și în Franța. Se joacă în mai toate departamentele. Mingea care nu trece aici. Aurelian Culi a vrut să împingă acea minge peste banda fileului, însă n-a fost ajutat de șansă. 5-1, francezii par a se impune mai ușor decât au făcut-o în primul set. A intrat proaspăt Julien Mercier. El aleargă pe întreaga lățime a terenului în preajma fileului și antrenorul echipei elvețiene, Grosjean, solicită time-out la 6-1 pentru francez. Ceva mai anemic acel hop șvit al elvețienilor din tribună. Tabela de marcaj nu-i ajută pe suporterii veniți din țara cantoanelor. Excepțională finalizare a lui Julien Mercier. 7-1. O foarfecă și o minge care i-a patinat acolo, ca să spun așa, pe pantoful de tenis. 7-1, o scurtă fantastică. Mai ales ținând cont și de poziția în care se afla trăgătorul francez. Încă o dată, pentru foarfecă, special a fost ridicată în spate acea minge de către Rembo. Elvețienii trimit din vole, mult în afara terenului, scorul devine 8-1. Și deja putem spune că Franța este virtual câștigătoare acestei partide. Ultimul meci din transmisiunea de astăzi este România-Ungaria la triplu, o veche și frumoasă rivalitate între România și Ungaria. O rivalitate pe plan sportiv, desigur. Clujul poate fi județul care simbolizează cel mai bine, dacă vrem să spunem așa, conlucrarea între cele două etnii care locuiesc aici. Rembo ridică încă o dată, foarfeca este ireproșabilă, 9-2. Puncte multe făcute de Julien Mercier în acest set. Între el și Adrian Robin este desigur o luptă pentru titularizare pe acest post cheie într-o echipă de triplu, cel de trăgător. Făcute de elvețieni. Limbert la serviciu.
unul ușor de preluat. A alergat vreo câțiva metri acolo Julien Mercier, suficient pentru a nu fi într-o poziție bună pentru a trage și pentru a face punctul 5. Francezii solicită un timeout. Iar Franța are 5 mingi de meci. Mingi de meci. Nu una singură, cum se anunță la stația de amplificare, ci numai puțin de 5. Aceasta este terminologia împrumutată de la volei. Practic, tenisul cu piciorul reprezintă o comuniune de reguli de la fotbal, tenis și volei. Coli trage afară în diagonală, 11 la 5 și se încheie partida. 11-18-5 în favoarea francezilor. Prieteni, este ultima trecere prin studio pe care vă propunem, foarte probabil, deoarece mai avem un meci în programul zilei, Ungaria-România la triplu. Rămâneți pe Lux Sport!